Sunt și voi muri creștin. Construiți o roată. Puneți pe roată numai cuțite și așezați-l pe Gheorghe peste cuțite. Faceți roată să se învârtă și lăsați ca să-i taie trupul lui Gheorghe bucățele. Bucură-te, Gheorghe, rob al Domnului! Ești eliberat! Să te duci să te prezinți în fața împăratului la templul lor de jertfă și să-l lumineze adevărul! Gheorghe! Fantoma lui Gheorghe! Gheorghe sunt! M-ai eliberat îngerul lui Hristos și uite, sunt viu! Roagă-te și tu la idol, Gheorghe! Adu sacrificii și tu la idol, Gheorghe! Idolii sunt creați de oameni, numai cei ca tine cred și se închină la ei! Să cădeți și să vă spargeți! Dragostea pentru Dumnezeu este cu mult mai mare decât torturile tale. Hristos este singura cale, adevărul și viața. Pe calea aceasta trebuie să pășească omul. Hristos este calea? Dușmanul meu este calea? Pe calea aceasta vrei să pășesc eu? Cel dintâi și zeii mei? Nu, Gheorghe, nimeni nu va păși pe calea aceasta. Numai tu vei merge pe calea aceasta și vei merge cu încălțările pline cu cuie. Pregătiți-mi o pereche de încălțări și umpleți-le cu cuie ca să meargă Gheorghe pe calea ce-o dorește. Luați-l! Astăzi am executat pe comandanții Anatolie și Protoleon și pe cei 1000 de ostași creștini. Dacă doresc ca alții să mărturisească, să-mi spuneți. Și mai vorbim pe urmă. Așa, mergi, Gheorghe, pe calea lui Hristos, al tău. Ridică-te, conte Gheorghe.
Mâine mai vorbim din nou. Sper că până mâine îți va veni mintea la cap, Gheorghe. Creștine, Gheorghe! Luați-l! Zeilor mari, de dragul vostru i-am executat pe cei 1000 de soldați ai mei. De dragul vostru am omorât și pe Anatolie și pe Protoleon. Ce se va întâmpla cu câinele acesta de Gheorghe? Până când o să mă chinuie? Până când o să-mi înverșuneze armata? Marilor zei, ajutați-mă! Vreau să-l schimb! Vreau să-l fac de-al meu! Zeilor, de va fi nevoie, îl voi sacrifica și pe Gheorghe. Diocletiane al meu, să ne întoarcem în frumoasa noastră Romă. Aici ținuturile sunt pline de creștini, sunt mulți, Diocletiane. Nu te pune cu ei. Ori eu, ori Hristos. Să vină aici creștinul Gheorghe ca să vorbesc din nou cu el. Dacă nu poate să pășească, dați-i cârje. Sau să-l pună într-un scaun, să-l ridice doi ostași. Aduceți-l cum doriți. Gheorghe, cum sunt picioarele tale? Sunt bine? Ia să vedem. Bravo. Hai să mergem. Te-a chemat împăratul. Alexandria, ce ai pățit? Cum e posibil să pășească cu așa niște picioare? Aceasta e fantomă. Nu sunt fantomă, împărăteasa Alexandria. Gheorghe sunt. Hristos m-a vindecat ca să vedeți și tu și bărbatul tău și să vă schimbați ca să nu ajungeți în focul cel veșnic. Mergi. Mergi, Gheorghe. Văd că pășești bine. Nu te ajut de nimic. Ia spune-mi, ce se întâmplă, Gheorghe? Când chinui oameni nevinovați și curați, când le pui pantofi plini de cuie, nu vezi că însuți sufletul tău ți-l chinui? Nu vezi că pășești tu singur pe cuie? Eu sunt Hristos pe care tu-l prigonești. Greu este să pășești cu piciorul în țepușă, i-a spus Domnul lui Pavel. Nu vezi că atunci când te lupți cu Hristos, este ca și când te-ai izbit de cuie? Acesta nu s-a înduplecat deloc. Eu însă, Gheorghe, am mijloacele mele ca să te înduplec, să te fac moale ca bumbacul, să te ard. I-ați ars însă și pe fiul vostru și pe nora voastră pe Laghia, ați ars-o într-un cazan de aramă. Strigătele lor de suferință au ajuns până la tronul lui Dumnezeu. Căiți-vă! Nu mi-aduce aminte de zile neplăcute. Așa cum am ars-o pe nebuna pe Laghia, așa te voi arde și pe tine. Te voi arde și te voi chinui. Din tine, Gheorghe, nu va rămâne niciun oscior. Săpați o groapă mare și aruncați-l în ea.
o groapă plină cu var și lăsați-l acolo până se va sfărâma și ultimul oscior al lui. Te iert, împărate Diocletian, fiindcă nu știi ce faci. Luați-l! Luați-l și duceți-vă! Diocletiane, ce se va întâmpla dacă nici acum nu va muri? Nu se poate să nu moară acum. Varul este mult mai puternic decât Hristos. Păreți foarte tulburată, preamărită. Orice v-aș spune, orice v-aș explica, nu veți putea să mă înțelegeți. Dar ne vom strădui, preamărită, atât cât putem să vă înțelegem. Faptele petrecute cu Gheorghe m-au tulburat. Mi-au provocat un adevărat cutremur în suflet. Acum îl țin îngropat în var. Normal ar fi trebuit să se sfărâme până acum. Bineînțeles, ar fi trebuit să nu fi rămas niciun oasele din el. Mă muncesc la gândul că iar va ieși nevătămat. Vă înțeleg, vă este teamă ca nu cumva să vă creeze vreo revoluție în armată. Nu e vorba de asta. Încep să cred că Gheorghe are dreptate. Voi ce spuneți? Ce ați zice dacă să presupunem că ar apărea aici ca o stafie? Ce ați spune? Ce ați face? Noi nu știm nimic, nu avem nimic de spus. Noi nici nu vrem să știm, nici nu vrem să spunem ceva. Nu ne privește pe noi aceasta. Deci așa vă temeți de mânia lui Diocletian. Vă dau dreptate, lumea este făcută ca să trăiască și să nu să dorească moartea. Cred că numai Gheorghe și ai lui nu se tem de moarte. Dumneavoastră? Mă tem. Mă tem și eu de moarte. Și îl admir pe Gheorghe și ai lui pentru că nu se tem deloc. Bună ziua! Bună ziua, Alexandria! Despre ce discutați și sunteți așa de tulburate? De ce vă temeți? Ia să aud, ce se întâmplă? De ce sunteți așa înfricoșate? Frica și groaza de Gheorghe, fantoma lui Gheorghe, este mereu în mintea noastră. Care Gheorghe, Alexandria? Gheorghe nu mai există. S-a ars și s-a sfărâmat înăuntru varului. Gheorghe a trecut la cei morți de mult. Și dacă nu a trecut la cei morți, ar trebui să fie foarte norocos ca să fie cel puțin mort, fiindcă cei morți au o seminte. Dar Gheorghe nici măcar oase nu mai are. S-a ars, s-a dizolvat cu totul. Au devenit var. Comandante! Ca să-i scoatem ideea din cap preamăritei, du-te și desfă groapa lui Gheorghe și dacă găsești vreo rămășiță, aduc ca să o vedem. La revedere, Alexandria! Ești încă viu, Gheorghe? Așa cum Dumnezeu i-a salvat pe cei trei copii din turnul Babilonului, așa m-a salvat și pe mine din arsura varului. Să mergem.
Împăratul dorește să te vadă. N-ai murit, Gheorghe? Vei muri. Chiar acum. Aduceți-l pe braciu Atanasie și spuneți-i să aducă cea mai puternică otravă pe care o are. Curaj, Alexandria. Diocletiane, ceva nu este în regulă cu noi. Ceva nu-mi place. Lasă-l să plece, ca să ne liniștim. A venit Atanasie. Câtă putere are otrava ta și cât timp va trăi Gheorghe după ce o va bea? Dacă va bea, nu va trăi deloc. Va muri de îndată ce va pune în gură. Haide, Gheorghe, bea otrava chiar acum. Așa cum ai spus tu, Doamne, cel ce crede în mine și o travă de va sorbi, nu va muri. Te roagă robul tău credincios, Gheorghe, ia tăria o travei acesteia. N-a murit. Nu se poate să nu moară. Nu se poate. Doar dacă Dumnezeul lui este Dumnezeul cel adevărat. Trăiască Dumnezeul lui Gheorghe! Taci, nebunule! Nu știi că Dumnezeul lui este dușmanul meu și cine va alege pe dușmanul meu va muri? Eu una vă spun, împărate! Trăiască Hristos, Dumnezeul lui Gheorghe! Chiar dacă nu credeam nimic, eu acest miracol nu pot să nu-l cred. Luați-l pe Atanasie și omorâți-l imediat! Gheorghe, ne-ai chinuit, ne-ai sfărâmat! Ai grijă, până unde ai să mergi tu cu Hristos al tău? Voi dezrădăcina creștinătatea de pe fiecare colț al pământului, împărate Diocletian. Ți-am mai spus, e greu pentru tine să lupți cu Hristos. E ca și cum ai păși pe cuie. Nu numai că nu vei putea să-l distrugi, dar află, creștinismul va prinde rădăcini chiar în casa ta. Alexandria, de ce plângi? Ce ți se întâmplă? Plâng, Diocletiane, fiindcă minunile și semnele lui Gheorghe m-au determinat să-l mărturisesc și eu pe Hristos. Vreau să mor și eu creștină, ca și nora mea Pelagia. Oh, blestemul meu! E blestemul meu! Alexandria! Alexandria, retrageți imediat cele spuse! Imposibil! Imposibil, Diocletiane! Arde-mă și pe mine, ca și pe Pelagia! Chinuiește-mă și pe mine, ca și pe Gheorghe! Omoară-mă și pe mine, ca și pe cei 1000 de ostași al lui Gheorghe, dar pe Hristos nu-l neg! Gândul la el este bucuria mea, este viața mea, este respirația mea.
Aruncați-o!